Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru astăzi, surprizele acestei zile. Să vedem ce pot dezvălui cărțile de oracol. O citire intuitivă generală, energiile pot fi amestecate, așadar nu se pot potrivi oricui. Luați în considerare doar ceea ce vă este util. Puteți avea o întâlnire, poate, de familie. Vă simțiți într-o siguranță, sunteți poate grăbiți să rezolvați ceva, să ajungeți acasă, să vă duceți undeva, poate la o întâlnire cu cei dragi, pentru a rezolva ceva, poate pentru casa voastră, familia voastră. Se grăbesc niște bani, niște câștiguri, o surpriză plăcută, o veste plăcută. Într-adevăr, sunt speranțe de a primi bani, a primi bani, vești de la cineva care poate se gândește la voi, să știți. Vă poate căuta cineva care nu v-a mai văzut de mult, puteți să primiți un ajutor, o veste, să fiți invitați să vă duceți pe undeva. Așadar, sunt speranțe de, într-adevăr, de drumuri, de a vă întâlni cu niște prieteni. Deci ar fi foarte posibil ca în viitorul apropiat să aveți întâlniri cu prieteni. Haideți să vedem. Într-adevăr, aveți astăzi, poate fi pe surpriză, un dar sau o bucurie care să-ți umple sufletul. Mai înveți câte ceva, mai studiezi, primești vești sau faci schimb de vești. Poți avea, poate la un moment dat, să te și o grabă, să te grăbești să ajungi undeva, să rezolvi ceva pentru un succes, fie că ai de obținut, de luat ceva, un premiu, fie că ai de rezolvat ceva care un interes, îl poți rezolva poate pe surpriză sau cineva se grăbește să te ajute pe surpriză. Poți avea o veste care te pune pe gânduri, poate și legată de servicii, orică îți calculezi ceva legat de servicii, concediu, deci că poate să ai și o stare de spirit, poate oboseală sau ceva care te întristează. Ceva care o nemulțumire, cum ar veni, pentru o profesie, carieră, poate că ai ceva de rezolvat și stai pe gânduri ca o soluție, cum să rezolvi și poți găsi, chiar dacă poate aparent pare că nu știi soluția exactă, cum sau cine te poate ajuta, până la urmă văd că apare, pe neașteptate, chiar sau chiar tu ca persoană găsești ideea, soluția. Ce poate te întristează și te neliniștește este că vei descoperi poate și o hoție, o înșelătorie, o persoană nesinceră. Acum are legătură poate vis-a-vis de cercul tău de cunoștințe sau din preajma chiar a copilului tău, a rudelor tale. Și asta te întristează, cum ar veni, pentru că fie face parte cumva dintr-un anturaj această persoană și te deranjează că nu este sinceră, că nu ai încredere în ea, orică nu neapărat că nu este sinceră, că nu se ține de cuvânt, cum ar veni, nu te poți baza pe ea, fie că, într-adevăr, poate că descoperi pe cineva care are o nesinceritate, fie vis-a-vis de un apropiat al tău, cunoștința ta, fie face parte chiar din ea. Acum, la unele dintre voi poate să fie și legat de o relație, cineva care îți face avansuri, că și-ar dori cu tine o întâlnire, o relație, dar în realitate este doar o înșelătorie, nu e persoană, adică constant în sentimente, nu este o persoană foarte de încredere sau, mă rog, poate fi mai lingușitoare pentru un interes și după aceea uită, să zic așa, nu-i mai, îți întoarce spatele, nu-i mai pasă de tine. Poți intra poate chiar într-o discuție sau ai avut deja o discuție și cumva asta te deranjează pentru că îți dai seama că e ceva fals, adică cum ar veni a căuta motiv de discuție, de ceartă pentru ca să se scape de o chestie care a fost de la bun început nesinceră. Cum ar veni că ți-a spus că vrea să te ajute la un moment dat, tu te-ai bazat pe această situație și acum cumva îți caută nod în papură sau se face că nu te vede, nu te cunoaște, tocmai pentru că nu vrea să te ajute mai departe și asta te întristează că
N-a fost sinceră, n-a știut să spună de la bun început adevărul sau și-a schimbat între timp, să zic așa, atitudinea. Pe relații, într-adevăr, dar aici văd că poți avea poate niște discuții, să zicem așa, între niște rivalități puțin în relația de cuplu sau, mă rog, discuții în contradictoriu, pentru că poate ai de-a face cu un partener care poate pare cumva să fie ca el, să pară el că el deține controlul. E mai ambițios, mai orgolios, sau, mă rog, într-o relație cu cineva foarte apropiat, o astfel de situație, mai poate ține și de sănătate, că ori are un gen de ipohondrie, ori are un gen că nu vrea să asculte de sfatul medicului, cum ar veni, să mai facă pauză, cum ar veni, să nu facă prea mult efort, poate, sau să nu. Sau poate în discuțiile cu tine vrea neapărat să iasă, să zic așa, în câștig, în discuție, chiar dacă nu are dreptate, dar e o chestiune mai mult de orgoliu. Și asta văd că te poate întrista. Sau cineva apropiat ție, într-adevăr, are o problemă de sănătate. Poți afla și de vestea unui copil. Sau, mă rog, aici cumva, în drumurile tale, poate că trebuie să cauți. Apar ceva noutăți, apar ceva vești, apar ceva schimbări, dar nu toate sunt, să zic așa, de crezut sau de acordat încredere. Adică nu este o zi în care naivitatea îți poate fi, să zic așa, utilă. În general nu este utilă pentru nimeni naivitatea, dar poate astăzi e mai mult de evitat. În general pare o zi bună, așadar. Într-adevăr, în care poți primi daruri reușite, dar poți avea poate și ceva de clarificat legat de sănătatea poate a unui copil sau legat și de o noutate care ține de sănătate. Poți avea un câștig să-ți refaci forțele sau ai nevoie de a-ți reface forțele. Te poate într-adevăr întrista puțin de nemulțumit, dezamăgit, poate și o persoană care nu prea este sinceră sau afli tu niște secrete legate de o sănătate, legate de niște câștiguri, legate de sănătate, un medical cum ar fi ceva aici. Te pune pe gânduri o veste, o invitație, poate o șansă, o propunere, dar care poate nu știi dacă poți să o onorezi sau nu, dacă ai șanse sau nu. Cumva vei găsi soluții, poate că de asta și trebuie să le cauți, deci trebuie să iei o hotărâre, poate trebuie să cauți o soluție, o poți găsi, dar poate că depinde de calculele care ți le faci, de ambițiile tale, de poate și cerând sfatul cuiva sau tu mai așteptând un răspuns, cum ar veni, poți să te informezi din două, trei părți. E ca atunci când te duci la cumpărături și ai o ofertă care ți ia ochii, poate, dar poate că dacă nu te grăbești, poți să mai găsești în altă parte o ofertă la un preț mai acceptabil, același lucru la un preț mai redus, spre exemplu. Aici ține și o astfel de situație. Poți afla într-adevăr de o hoție, de o șmecherie, de o nesinceritate a unei persoane mai care are legătură legat poate de un copil, nu neapărat copilul tău, cât copilul cuiva, cum ar veni o cunoștință, să afli că i s-a întâmplat ceva copilului său, o hoție, adică o înșelătorie, o schimbare. A fost ceva fals, ceva, adică i-a luat ceva, a pierdut ceva și din cauza poate manipulării cuiva sau ține și de nesincerități, te pot deranja nesinceritatea chiar a propriului copil, că nu e sincer cu tine, nu ți ascunde un adevăr pentru ceva, aici poate ține și de asta, că ți ascunde un adevăr, dar îl vei descoperi și vei fi puțin dezamăgit, dezamăgită. Haideți să vedem ce e cu. Deci, dacă n-ai relații, văd că sunt niște persoane care poate și-ar dori să aibă cu tine, să zic, mai degrabă o aventură, n-aș putea să spun că e chiar o relație. Deci nu prea sunt în preajma ta niște energii serioase de relații noi. Sunt doar de moment, de distracție, de a ieși, de a face spor, mișcare, de a călători, de a cunoaște persoane, de a socializa, dar nu e ceva care poate fi constant de durată, deci mai degrabă asta nu este ziua potrivită, să spunem așa, pentru a face noi relații, ca dacă îți dorești să fie de durată. Dacă îți dorești pe moment de distracție, de aventură, de a face un spor, mișcare, de a învăța lucruri unii de la alții, atunci da, poți, este o zi, să zic așa, pare că e o zi în care poți avea de-a face cu intelectuali, studenți, persoane care
lucrează persoane care au, dar nu par foarte disponibile sau dispuse sau, mă rog, nu au această dorință de a face ceva prea serios, nu se bazează pe, au alte priorități, au alte priorități, au altă mentalitate decât a ta, vis-a-vis de cum se face o relație, ce fel de relație să aibă, cine să le aibă, pot fi și astfel de situații. De la rude poți afla într-adevăr niște vești, poți afla și de tristețile, supărările cuiva. Ai prieteni credincioși, ai prieteni fideli, poți primi o veste bună de la cineva care ține la tine. Poate fi și din străinitate o veste, ai prieteni buni în străinitate sau la drum. Poți primi niște daruri sau a face o afacere care să, mă rog, a negocia poate. Deci până la urmă vei găsi soluția, vine vestea. Haideți să vedem ce sunt cu aceste probleme de sănătate, tristețile acestea, șelătoria aceasta, ce secrete afli. Într-adevăr, te pune pe gânduri poate și curiozitățile, dușmânia cuiva. Ai, să zic așa, pe cineva care e curios, vrea să afle amănunte, dar poate nu este foarte de încredere. Într-adevăr, hoția ține de niște vești, de niște acte, de niște contracte. Poți avea reușite, vă dai un secret, ți-l afli de la un prieten. Deci te pune pe gânduri poate o oportunitate, într-adevăr ce am zis, ai o oportunitate și nu știi poate ce decizie să iei, nu vrei să scapi oportunitatea, dar nici nu este poate cazul să fii naivă sau să te grăbești, că ea poate părea în aparență. Vei clarifica ceva în relația de cuplu sau ce-ți dorești tu. Într-adevăr, ai persoane care nu prea sunt ele de încredere în relații, dacă n-ai relații, dacă ai o relație, cumva poate ambițiile partenerului cumva nu-ți dau prea multă încredere. Ce spune el, ce planuri are el, ce își dorește el, cum ar veni și de aici pot veni și contrarietățile. Ia să vedem, pentru darul ăsta poate veni și pentru că la unele dintre voi poate veni și în urma unui divorț, aveți un dar după un divorț, o despărțire, dar pot avea apărea și discuții pentru darul acesta. De aceea apare acesta. Adică nu vor fi pe față, ci doar vor căuta poate să te provoace ca să te facă să mai întârzi să obții un dar, să nu ai. Pot fi și aglomerați în drumurile tale, da, și asta cumva văd aici că pot apărea niște contrarietăți pentru ceea ce tu ai deja o reușită, o realizare, ca și cum ți se contestă o reușită, dar ea este deja. Într-adevăr, de tine depinde. Poate și pentru că arăți bine, ai o afacere, ești o persoană care poți fi într-o popularitate, într-un succes, ai puțină dușmănie, răutate și ți se contestă cumva sau vor să ți se, încearcă să ți se pună puțină frână ca să nu mai înaintezi tu atât de repede cum ar veni, să te deprime, să te dezamăgească, ca și cum ți-ar spune, dar nu, n-ai să faci sau îți pune un target, ți-a pus, pe exemplu, un target și după aceea ți-l pune și mai mare ca să faci mai puțin față. Adică pentru că a văzut că foarte repede înaintezi, foarte repede intri într-o popularitate, într-un succes. Și atunci spune puțin frână, ca să zic așa, ca să te facă pe tine să oferi mai mult sau ca să nu mai o primești atât de mult, să nu mai ai atât de mult, să rămâi cu mai puțin, cum ar veni, să fii puțin mai dezamăgit. Aici pot fi interesele acestea între feminin și masculin, dar pot fi și persoane care nu sunt ele. Deci azi nu este așa, dar e o zi în care poți face, sunt oportunități să faci câștiguri, să ai bani, să-i primești, dar poți avea și oarecare stare de neliniște din cauza unor persoane care poate nu sunt foarte de încredere. Ia să vedem ce este cu această ceartă. Dar, într-adevăr, poate ține de o înșelătorie. Ai persoane viclene care vor încerca, poate, să te provoace la o ceartă pentru niște daruri. Darurile nu sunt ale lor. Darurile sunt ale tale, cum ar veni moștenite, sau poate fi vorba de un har, sau poate fi vorba de un cadou primit, sau poate fi vorba de munca ta, de beneficiile muncii tale, dar ai de-a face cu niște persoane vicline care vor încerca cumva să creeze o neplăcere într-un mod fals, sau chiar să-ți ia ceva, să încerce să-ți ia ceva, da, ca să distragă atenția, mă rog, încearcă să te provoace la ceartă sau la ceva ca să distragă atenția ca să poți să rămâi fără dar, fără har, fără timp, fără ceva, îți mănâncă din timp. Într-adevăr, mereu mă pun aceste energii feminine, deci pentru voi este foarte important să știți ce vreți, să vă gândiți mai mult la voi. Și acest bărbat care pare cumva dușmănos, te pune pe gânduri, pentru că e dușmănos pentru că tu ești o persoană care nu vezi, studiezi, ești romantică și aici cumva poate fi un răș de misoginism acesta, dușmânia asta care există
pe a unor energii masculine pe cele feminine care sunt serioase, învață, care nu fac compromisuri, care nu se limitează, care își depășesc condiția, care vor să-și facă carieră, care nu vor să stea la mâna cuiva, vor să fie independente pentru că știu că nu are sens un compromis cu o persoană care nu e de încredere, care nu îi oferă susținere, care nu ajută la nevoie, ci numai din interes. Într-adevăr, deci este vorba despre energiile unor persoane care sunt mai mult pentru a profita de poziția lor sau de a se distra. Deci, cumva de neîncredere aici puțin despre asta. Este vorba, s-ar putea să fie vorba de o persoană care, adică persoane aventuroase care mai au deja relații și mai se distrează sau încearcă să profite prin relațiile care le fac să trăiască bine, cum ar veni dintr-o altă relație, prin intermediul unei relații. Nu de dragostei, să zic. Tu poți oferi dragoste, că ești o persoană care ai multe de oferit, ai și frumusețe și talent și inteligență și ești o persoană care poți să depui, să aduci mult aport, să zic așa, într-o relație, mult plus valoare și poți întâlni persoane care vor să profite. Pot arăta bine ei, avea și ei poate posibilitățile lor, dar de ce să nu profite și mai mult, cum ar veni să, prin partener, parteneră. Da, deci cam despre asta este vorba. Ca și concluzie, într-adevăr, pot apărea întârzieri secrete, un abuz ceva, o neliniște care ți-o dă, poate comportamentul cuiva care nu este de încredere sau e mai ascuns sau mai agresiv cumva, da, poți găsi totuși soluția, aș putea să spun ca și concluzie. Ai, deci este o zi cu noroc, adică, da, cam astea sunt energiile. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc o zi minunată, binecuvântată, oriunde ați fi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!